Însă vreau să mergem la colega mea, Mihaela Ionescu. Ela este alături de vecinii și de finul doctorului și o să ne explice ei mai pendelete de ce sora are această atitudine, pentru că și oamenii aia cu toții sunt revoltați de faptul că doamna se face ca uitat. Bună seara, Ela! Sau că nu știe. Bună seara, Simona! Într-adevăr, este vorba de revoltă printre oamenii din această comună, însă vreau să-i las chiar pe ei să-și exprime gândurile. Aș vrea să vă întreb, ce părere aveți de faptul că s-a lansat o nouă ipoteză și anume că tatăl adevărat al lui Petrișor, copilul Marioarei Murărescu, ar fi Dumitru Moroșan, un realizator, fost realizator TV. Ce părere aveți dumneavoastră de acest lucru? O minciună, cum să vă spun, criminală. Cum poate să vorbească așa ceva, domnișoară, când este să vede că seamănă cu domnul doctor? Și un băiat cu chip de înger, n-am văzut, bunătate ca doamna Marioara, o frumusețe și o bunătate. Și lui mătușii sa, lui Rodica, să nu-i fie teamă, nu pot să-i mai spun doamnă, nu merită. Să nu-i mai fie teamă, că i-a lăsat doamna Marioara atât avere, de poate nu poate să facă față să muncească. Da, un grad de rudenie, să-l recunoască că e băiatul lui domnul doctor. Să mândrească cu asemenea mândrețe de copil. Să se mândrească. Păcat. Păcat că suntem pe ultima sută de metri. E mai mare, e de-o seamă cu sora mea. Are 73 de ani. Dumneavoastră, doamna Aneta, spuneți-mi, ce credeți că ar trebui să facă doamna Rodica în această situație? Mai ales că ies oameni și spun că altcineva ar fi tatăl copilului, când, de fapt, se pare că dumneavoastră și dânsa ar ști care este adevăratul tatăl. Eu cred că ar trebui să-i vie mintea la cap, să judece, să nu se mai lasă, să se gândească la avere, ca nebunii, nu mai e zdravână. Dacă ea poate să spuie că nu e băiatul la băiatul fratelui, înseamnă că ea nu mai e normală la cap, nu mai e zdravână. A uitat când venea doamna Marioara în casa lor? A uitat când se întorcea cu spatele și câte figuri urâte îi făcea? Asta pentru că nu o accepta? Pentru că nu o accepta. Că e așa acum, când era domnul doctor la spital, venea și lua toate cadourile ce primea domnul doctor, nu-i da voie să ducă cu ele acasă la el, venea ea înainte și le lua. Mare rușine din partea ei, mare rușine! Nu mai e nimeni în sat la noi și toți care cunoaște, toți, s-a făcut de râs. Că nu e nimeni care să zică că nu e copilul lui domnul doctor, pentru că știe toată comuna. Și ea știe foarte bine, dar nu vrea să recunoască de focul averii că e foarte lacomă. Da, eu vreau să-i mulțumesc Elei și oamenii.